Al 20-lea Sidi, Prezența, octava sacră. Al 20-lea Sidi este atât de neobișnuit, încât se pot spune foarte puține despre el. La nivel mitic, el este reprezentat prin noțiunea de suflarea Domnului sau cuvântul Domnului. Prezența este natura subiacentă existenței. De fapt, termenul prezență nu este suficient pentru acest SIDI. Ar fi mai corect să-l numim prezența, întrucât articolul hotărât transmite clar faptul că acesta este o stare de conștiință care nu are nimic de a face cu vreun individ. Ea este manifestarea prezenței divinului printr-un instrument uman. Ori de câte ori o ființă umană atinge starea sidică, ea este umplută cu prezența, Conștiința pură îi inundă ființa, reducând la tăcere activitatea mentală și absorbind persoana în eterna clipă prezentă. Atunci când se întâmplă asta, întreaga lume creată de mintea omenească este brusc văzută ca fiind de-a dreptul superficială. Cele mai mărunte lucruri, o frunză, o piatră, sunt văzute ca având mai multă viață înăuntru lor decât cele mai mărețe idei ale omului. Prezența este resimțită ca totalitatea spațiului și inerentă tuturor lucrurilor. De aici provine termenul omniprezență. În starea prezenței, individul nu mai există. S-ar putea să stai în același loc timp de trei zile, dar să-ți se pară că nu a trecut nicio secundă. Timpul se dizolvă în conștiința de fundal a întregii existențe. Când trăiești un scurt episod de deja vu, guști din puritatea unui moment de prezență adevărată, în care clipa prezentă devine o pâlnie pentru trecut și viitor, intensificându-le și depășindu-le pentru un moment. O altă calitate extraordinară a prezenței este aceea că poate fi resimțită de toată lumea. Când acest sid înflorește într-o persoană, el creează de fapt în jurul său o atmosferă subtilă, un fel de ușurare tăcută care străbate aura persoanei și radiază către întreaga creație. Unul din marile efecte ale stării de prezență este adâncirea respirației. Prezența leagă toate ființele umane la, o la altă prin respirație. Așadar, oamenii scufundați în atmosfera prezenței încep să respire ca o singură entitate. Adevărata stare sidică este una de relaxare totală. Pe măsură ce te eliberezi de nivelurile tot mai profunde de tensiune, frecvențele înalte ale prezenței te forțează să oftezi, până când corpul tău fizic ajunge într-o stare de mare ușurare. Prezența poate fi de asemenea percepută ca o blândețe intensă în privirea cuiva. Pentru persoana scufundată în prezență, nimic nu mai contează. Gândurile sunt irelevante și suferința nu mai există, deoarece mintea a fost retezată din rădăcini. Nu există nimic de spus care să nu fie superficial. Numai liniștea se poate apropia de adevăr. Observăm prin inelul vieții și al morții, inelul de codoni asociat cu această cheie, că prezența este același lucru cu chintesența căutată de generații întregi de-a lungul milenilor, a 23-a cheie a cheia genelor. Ea are de asemenea o legătură directă cu trăirile liniștii, 24, a mărinimiei, 27, a inocenței, 3, și sărbătoririi, 42. Al 20-lea CD se referă la natura mistică a octavei, nota transcendentă care începe, încheie și leagă toate vibrațiile din universul în care trăim. El este de asemenea a opta culoare, albul pur, care conține toate celelalte șapte culori și de asemenea ne aduce aminte de numărul 0, întunericul din care se naște orice formă. Mai presus de toate este suflul sacru care unește tărâmurile luminii și sunetului permițându-ne să intrăm complet în conștiință ca stare pură a existenței. Al 20-lea Sidi are de asemenea în vedere al 8-lea plan al realității, adevăratul tărâm al divinității noastre cunoscut sub numele de planul logoic. Pe măsură ce conștiința se extinde prin fiecare dintre cele șapte straturi sau foi care înconjoară ființa umană, Vescheia 22-a, pentru o descriere completă a fiecăruia dintre ele, eternul ocean cosmic al conștiinței în care notăm, adică corpul Logosului sau al Cuvântului Divin, se revelează în sfârșit în întreaga sa glorie. Această sferă logoică al optulea plan transcendent este dincolo de umanitate, dincolo de cuvinte și dincolo de formă. Cele șapte corpuri sacre ale umanității sunt fizic, astral, mental, cauzal, budic, atmic, monadic și logoic. Odată ce prezența se deschide în cineva, acelei persoane îi este foarte dificil să-și păstreze un rol în lume, întrucât în lumea exterioară nu mai există nimic care să aibă vreo importanță pentru ea. Astfel de oameni nu se mai integrează în societate și nici nu pot să explice altora realitatea pe care o trăiesc. Tot ce sunt capabili să facă este să continue să existe, permițând vieții să le aducă experiențele pe care le aduce, deși totul rămâne complet neinteresant pentru ei. Prezența mătură totul în calea ei, punând capăt dorinței, sexului, gândului, chiar și simțirilor. Acești oameni nu mai simt nimic altceva decât prezența însăși. Chiar și cele mai profunde programe genetice umane, adică instinctul de a mânca și de a supraviețui, sunt înghițite în măreția prezenței. Unii oameni care au atins această stare trebuie practic hrăniți pentru a fi menținuți în viață. Totuși, în majoritatea oamenilor obiceiurile umane supraviețuiesc și continuă să funcționeze, deși sunt văzute ca fiind neesențiale pentru perpetuarea conștiinței. În lumea viitorului, al 20-lea sidi va absorbi până la urmă omenirea. Când o va face, vom pătrunde într-o lume eternă, o lume în care mintea nu va mai avea niciun alt rol în afara celuia de a facilita comunicarea. Prin mutația care se petrece în plexul solar, al 20-lea Sidi va permite în sfârșit omenirii să se simte relaxată cu privire la lumea noastră. În culturile orientale, sunetul primordial din inima lumii este cunoscut prin simbolul omcarului, al cărui sunet este aum. Când răsare al 20-lea Sidi, acesta este sunetul care se aude. Un sunet silențios, ce conectează întreaga lume vie, umbrând întreaga creație și aducând totul înapoi. La realitatea existențială pură.